Din ce în ce mai mulți tineri, mersul la sală se pare că ar avea un rol, asta pentru că de multe ori nu știu cum să lucreze corect cu greutățile. Discutăm despre hernia inghinală cu Bogdan Barta, medic, chirurg, chirurgie generală. Bine ați venit la noi, între prieteni. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. De-abia aștept să vorbim despre hernia inghinală pentru că, așa cum spuneam și în prezentare, sunt foarte mulți tineri care se confruntă cu asta. Și ce facem în momentul în care trebuie să recunosc hernie? Că în ultima perioadă, în ultimii 5-7 ani, și nu vorbesc de perioada aceasta de pandemie nefastă, într-adevăr, am remarcat o creștere a numărului de hernii inghinale la tineri, mai ales la cei care frecventează sălile de fitness, de sălile de forță, și care, probabil din dorința de a pierde în greutate într-un interval scurt de timp sau de a crește masa musculară, efectuează anumite eforturi fizice extrem de intense, ridică greutăți foarte mari, practic nu își încălzesc musculatura corect. Și într-adevăr apar aceste hernii, de altfel atipice la această vârstă. Să știți că hernia inghinală este mai degrabă apanajul adultului de vârstă medie sau chiar vârstnicului, nu este specific, într-adevăr, tânărului. Și în general hernia o regăsim la bărbați. E extrem de rar femeile fac hernie inghinale. Așa este, am observat și eu. Asta bine că îmi confirmați despre aceste hernii. Bun, de ce apare hernie inghinală? Hernia inghinală apare când există, practic, apropo de ce povesteam, un deci efort excesiv, greutăți, da? Dar este vorba și de o condiție anatomică specială. Tânărul, să spunem așa, bărbații în general au o anatomie mai specială, au avut testicul în viața intrauterină în abdomen, au coborât printr-un canal inghinal, au ajuns la nivelul scrotului. Zona aceasta între cavitatea abdominală și zona inghinală se închide, dar rămâne o zonă slabă. Din diverse motive, poate să apară această ruptură și practic se produce hernia inghinală. Trebuie să ne imaginăm foarte simplist ca o ruptură a unui mușchi și atunci înțelegem de ce tot ce înseamnă un efort excesiv poate să ducă la o apariție a unei hernii. Nu avem de unde să știm dacă acest adult tânăr n-ar fi dezvoltat mai târziu oricum o hernie inghinală, dar categoric e o observație corectă că în ultima perioadă a crescut numărul celor care merg la sală și care, din diverse motive, prezintă o hernie inghinală. Cum îți dai seama că s-a întâmplat ceva acolo, că nu mai diagnosticul de cele mai multe ori este pus chiar de către pacient. Simți o durere, probabil? Mai puțin durere. Există și această durere posibilă, într-adevăr, în momentul rupturii, să spunem, dar mai ales să remarcă o asimetrie stânga-dreaptă, o tumefacție, o umflătură, care e mult mai evidentă în momentul efortului. Asimetrie care poate să dispară în momentul în care reduci manual sau pur și simplu te întinzi în pat, da, dispare. Dimineața când te trezești, de exemplu, te-ai palpat, nu mai găsești nimic, dar nu este o minune dumnezeiască. La primul efort abdominal, creșterea presiunii intraabdominale, iarăși regăsești această hernie inghinală. Diagnosticul, cum spuneam, de cele mai multe ori este pus chiar de către pacient, sigur că trebuie confirmat de către chirurg. De cele mai multe ori este suficient un examen clinic. Rar, chirurgul are nevoie de investigații suplimentare, o ecografie de părți moi sau un RMN. Sigur că tot chirurgului revine și sarcina să stadializeze această hernie, pentru că, într-adevăr, la început ea este reductibilă, intră și iese cu ușurință, dar ulterior, datorită aderențelor care apar între defectul peretelui și sacul de hernie, aceasta începe să nu mai intre, se încarcerează și dacă nu este operată la timp, într-adevăr, putem vorbi despre ștrangularea herniei, complicații mult mai grave. Și, desigur, putem discuta despre o hernie banală înaltă inghinală sau până la o hernie inghinoscrotală, hernia care ajunge la jumătatea coapsei sau chiar la genunchi, în formele neglijate, vechi, la vârstnici, pe care, din păcate, le întâlnim în practica noastră. Bun, ce facem dacă ignorăm această hernie inghinală și stăm cu ea atâția și atâția ani? Pentru că Cam asta se întâmplă. Ajungem de multe ori și asta regăsim la pacienți de 70, 80 sau chiar 90 de ani pe care îi primești în consultație și care recunosc că vorbim de o patologie neglijată de 30 de ani și sigur că la momentul respectiv lucrurile nu mai sunt atât de ușor de corectat. De aceea, avea o atitudine proactivă și de a rezolva lucrurile la timp pare un lucru foarte firesc. Și ce complicații dă dacă o neglijăm? Complicațiile cele mai nefericite, în afară de încarcerarea herniei de care vorbeam și care începe să fie dureroasă și cred că la acel moment începe să se sesizeze pacientul, până la formele cu ștrangulare, în care putem discuta despre ocluzie intestinală de peritonită, adică complicații grave, da, redutabile și, evident, a opera la timp pare un lucru foarte firesc.
chiar dacă, aș spune noi așa, genetic, ca nație, nu avem noțiunea aceasta de profilaxie foarte mult, lucrurile trebuie să făcute la timp. Ce se întâmplă când decidem împreună cu medicul chirurg, bineînțeles că medicul chirurg face recomandarea, da, că trebuie să ne operăm? Cum ne operăm? Ați care ajuns sunt variantele? Deja la soluție, da, și da, ați intuit că nu vorbim de un tratament conservator. Păi, mă gândesc că nu, trebuie într-adevăr, să ajungem direct la chirurg, nu? Sunt și invitat eu și nu un medic internist, da? Mă gândeam că spuneți că există niște pastile minune și fost, cum le știu. Ar fi fost bune, dar într-adevăr soluția ați dat-o dumneavoastră. Apropo de anatomie, vorbim de o ruptură musculară și atunci nu pastilele ce să fac? Nu poate funcționa un tratament conservator, e nevoie într-adevăr de o intervenție chirurgicală. Și sigur că mileniul în care suntem noi, mai ales dacă vorbim de un tânăr care își dorește foarte rapid să-și reia activitatea, să fie reintegrat în societate, trebuie să-i oferim o variantă normală a mileniului. Aș spune, nu mai putem să discutăm de variante moderne, adică o intervenție minim invazivă, intervenția laparoscopică. Aceasta presupune practic doar 3 mici incizii de 5 sau 10 mm, prin care reușești să montezi o plasă relativ mare de 14-12 cm. Trebuie să vă imaginați că un defect relativ mic este acoperit de o plasă mare, presiunea intraabdominală se va exercita uniform și în acest fel înțelegem de ce recuperarea este una foarte rapidă, pacientul este externat a doua zi după intervenție, sigur, e nevoie de un interval de 6-8 săptămâni până această plasă a devenit o structură solidă, dar încă din momentul externării el poate deja să efectueze eforturi fizice obișnuite, mersuri, cascări, condus mașină, ridica greutăți 5-7 kg, adică foarte rapid se poate reintegra în societate. Iar operația durează, nu știu, cât poate să dureze ca intervenție? Operația în formele ușoare poate să dureze, să spunem, de la o oră și un sfert, până în formele de bilateralitate, pentru că de foarte multe ori, într-adevăr, poți să ai, din 30-40% din cazuri, găsești o hernie bilaterală, poate să ajungă și la un interval mult mai mare. Știți că sunt acele mituri că după operație nu ai voie să ridici greutăți o perioadă mare, mare de timp, dar acum că ne-ați spus că se poate rezolva simplu și ușor și că nu trebuie să... Da, circulă foarte multe mituri legate de hernie inghinală. Asta ar fi unul dintre ele, da. Și acesta este unul dintre ele și ceea ce aș vrea categoric să dezmint este că dacă ai operat pe cineva, operație corect făcută și într-adevăr respectat aceste restricții postoperatorii care nu trebuie să fie mai mult de 6-8 săptămâni, după acest interval practic ai adus persoana respectivă în stare de integritate corporală absolută și poate să facă orice. Adică într-adevăr atitudini de genul eu sunt operat, nu voi mai ridica greutăți și așa mai departe nu sunt corecte. Pentru asta operez pe cineva să devină capabil să efectueze orice fel de efort, inclusiv cele susținute. Și sigur că mai circulă multe mituri de genul acesta. Mai spuneți-ne dumneavoastră din experiența dumneavoastră. Ce vă spun da, pacienți? Încă mai există, dacă vreți, și nu cred că nu pot să dezvolt foarte mult subiectul acesta, atitudini conform cărora intervenția clasică este mult mai bună decât cea laparoscopică. Lucru pe care, ca să spun așa, după 12 ani în care operez aproape exclusiv laparoscopic, mi-e foarte greu să-l mai combat sau să mai vin cu argumente pro, dar cred că cine a avut o intervenție chirurgicală laparoscopică înțelege că, într-adevăr, aceasta răspunde cel mai bine criteriilor actuale în care vrei să te recuperezi foarte repede, vrei să nu ai dureri postoperatorii, să te externezi a doua zi după intervenție chirurgicală. Deci mi-e greu să mai vin cumva cu argumente foarte multe pro-laparoscopie versus operație clasică. Sigur că, din păcate, mai trebuie să operezi și clasic, tocmai pentru că vin cazuri foarte complicate, în care mai ales anestezia generală, de care ai nevoie obligatoriu, în laparoscopie nu poate fi efectuată și atunci trebuie să mai operezi și, într-adevăr, și în varianta clasică. Pacientul cum vine la operație? Ni se spune de obicei când trebuie să suferim o intervenție chirurgicală că nu trebuie să mănânci cu o zi înainte, că trebuie sigur, să bei doar apă. Există aceste pregătiri? Nu există ceva absolut deosebit. Chiar și în varianta asta modernă a intervențiilor în care noi apelăm la un fast track, la un cumul de măsuri, nu mai există nimic din vechile principii de pregătire, clizme, lucrurile s-au simplificat foarte mult. Nu lăsăm sonde nazogastrică, nu lăsăm tuburi de dren pe cât posibil, nu se mai montează sonde urinare. Adică lucrurile sunt într-o altă logică în perioada asta chirurgiei și din fericire aș spune că a progresat foarte mult chirurgia în ultima perioadă. După anestezia, după trezirea din anestezie, este recomandat ca pacientul să se dea jos din pat și să meargă sau trebuie să stea în continuare în repaus? Vorbim de imediat perioada postoperatorie în care, într-adevăr, nu recomandăm foarte multă mobilizare, dar imaginați-vă că a doua zi pacientul este externat și pleacă pe picioarele lui acasă. Multă lume este surprinsă sau în momentul în care le povestesc ce urmează, sunt cumva circumspecți, dar o trăiesc ulterior pe pielea lor, deci nu se pune problema.
apropo de aceste mituri care tot circulă și nu prea cred foarte mult, cel mai important pentru mine este că, de fapt, regăsesc ulterior în evoluția lor postoperatorie atitudinea pe care le-am povestit. Ați întâlnit cazuri și la femei? Spuneați că sunt mai rare aceste cazuri la femei. Și la femei tot așa sunt cauzate de efort, sunt cauzate de... Sigur că sunt mai rare, dar asta nu înseamnă că nu există și sigur că principiul este acela de a face o intervenție tot laparoscopică. Nu sunt foarte multe detalii anatomice, există minime modificări și puține adaptări, dar lucrurile funcționează absolut similar, dar da, cazurile nu cred că depășesc 2-3% la femei. Cum putem să prevenim aceste hernii? Să avem grijă mai întâi, de exemplu, când mergem la sală, să facem încălzirea corect? Și dacă nu mergem la sală și se întâmplă acest lucru pur și simplu în viața de zi cu zi, nu știu, când ne-am forțat, am ridicat niște sacoșe sau cine știe, cum putem să prevenim? Sigur că tinerilor nu le putem spune niciun caz și nici nu trebuie să le spunem să nu facă efort. Trebuie să fie activ, să facă sport. Într-adevăr, ideal ar fi, apropo de mersul la sală, poate la început să existe câteva sfaturi din partea unui trainer, la fiziokinetoterapeut eventual. Spuneam că, într-adevăr, e un aspect legat de anatomie. Anumiți pacienți care au... o predispoziție, nu? Predispoziție, corect spus. În sensul că au un anumit tip de colagen. Da, și ei vor dezvolta hernii indiferent dacă vor face eforturi maximaliste sau chiar eforturi banale. Important este, mai degrabă aș spune, să înțelegi la timp, să te adresezi specialistului la timp dacă simți că este ceva anormal în zona respectivă și să nu aștepți, într-adevăr, foarte mulți zeci de ani, din păcate, regăsim în practica noastră atitudini de genul acesta, pentru că lucrurile sunt un pic mai complicate. Altfel, aș spune că lucrurile sunt aproape matematic când le faci la timp. Da, vii astăzi, a doua zi ești externat și varianta aceasta laparoscopică cred că corespunde astăzi cele criteriilor acestea de sociale pe care ni le dorim. Care este cel mai tânăr pacient pe care l-ați operat de hernie inghinală? Eu sunt un chirurg de adult. Cred că undeva la limita indicației legate de copil adult. Cred că 18-19 ani. A, deci tânăr adult, da, 18 ani. Și cel mai în vârstă? Cel mai în vârstă am operat pacienți, dacă vorbim de abordul laparoscopic, și pacienți de 84 de ani la laparoscopie. Important nu e din punctul meu de vedere chirurgical, eu pot să fac operația la orice vârstă. La orice vârstă, important, da. Este pentru anestezist să putem să ne asigurăm că anestezia generală prinde, nu? Anestezia generală nu vine cu, într-adevăr, cu niște complicații majore pentru pacient. Până la urmă, ăsta e aspectul cel mai important. În condițiile în care se preferă o rahianestezie, atunci nu poți să faci decât o operație clasică. Dar apropo de vârstnici, că am ajuns la subiectul acesta, există iarăși o idee destul de frecventă întâlnită că dacă porți un brâu, ești liniștit, poți să trăiești foarte mult cu această hernie și în felul acesta regăsim pacienți care, pe lângă că folosesc greșit, pentru că e o modalitate destul de complexă de fixarea lui, de poziționarea lui, în care de fapt nu fac decât să greșească prin, dacă vreți, fixarea herniei în afară cu acest brâu și grăbirea complicațiilor. De aceea, deci dumneavoastră nu recomandați în cazul acesta purtarea brâului? În general nu recomand brâul, purtarea acestui brâu decât în situații extreme, când practic dacă îi propun o intervenție chirurgicală s-ar putea să-i faci mai mult rău decât bine și atunci sigur că trebuie să-i propui, dar paradoxul este că exact pacienților foarte vârstnici, cărora le este foarte greu să le explici, cum să monteze un acest brâu, tocmai iau această indicație. Altfel, în niciun caz tinerii sau persoane, adultul de vârstă medie, da, cum regăsesc din păcate în practică și sunt foarte surprins, pentru că, evident, o atitudine chirurgicală ar fi una mult mai corectă. Am putea spune că această operație de hernie inghinală este una, nu știu, ușoară spre banală, să zicem? Pentru cine? Pentru chirurg sau pentru pacient? Pentru chirurg. Pentru chirurg, operația laparoscopică este o operație pe care trebuie să o facă cineva într-un care știe despre ce vorba. Există chiar două tipuri de intervenții laparoscopice. Eu o propun, evident, pe cea mai avansată, și anume varianta extraperitoneală. Ce vreau să spun, intri într-un spațiu mai special, între peretele care are defect și peritoneu. Nu mai intri în cavitatea abdominală, se cheamă spațiu extraperitoneal. Insufli progresiv acest spațiu și te afli la un moment dat în situația în care ești peretele care ai un defect, ai redus complet sacul de hernie și vii și interpui între cele două structuri ca într-un sandwich o plasă, spunem că este o plasă relativ mare, de 14 pe 12 cm,
plasă care devine structură solidă, cum spuneam, într-un interval de 6-8 săptămâni. Sigur că ai ști aceste detalii de anatomie înseamnă a face o chirurgie laparoscopică avansată, dar astăzi cred că ar trebui ca toată lumea să ajungă progresiv la acest stadiu, vorbesc de chirurgi, și să nu mai propună intervențiile chirurgicale clasice doar pentru faptul că nu au aceste noțiuni. Există programe de training peste tot, inclusiv în țară, și cred că toți chirurgii ar trebui progresiv să ajungă la stadiul să poată propune această intervenție și să devină un gold standard. Și apropo de faptul că vorbeam de, mi-am adus aminte de plasă ca un alt stereotip. Trebuie să spuneți și din ce material este plasa aceea. Da, asta era o altă idee preconcepută care circulă în popor, cum că plasele foarte frecvent sunt respinse de către organism. Da. E un corp străin, știți cum se zice. Bun, ea este un corp străin, să ne înțelegem. Da. Dacă vreți, ăsta este și cumva mecanismul prin care este integrată și devine o structură solidă, chiar percepută ca un corp non-self, și în felul acesta se duc în niște structuri fibroblași care creează împreună cu mușchiul o structură solidă. Dar nu e ideea clasică pe care o știm din popor, că s-ar putea să-ți respingă organismul plasa. Da. Plasa poate să dea o reacție din partea organismului, chiar o mică reacție lichidiană, un serum care se va rezorbi singur. Noțiunea aceasta clasică de respingere a plasei înseamnă de multe ori că plasa este montată în condiții de insecuritate din punct de vedere bacteriologic. Adică nu este montată în condiții sterile. Și acolo sunt într-adevăr niște drame când ai supurații pe plasă, pentru că este absolut imposibil să mai ai plasă pe care să o asanezi și structură musculară. Acolo sunt niște lucruri foarte greu de tratat, într-adevăr, și implică eforturi medicale susținute. Dar noțiunea generală aceasta, din punctul meu de vedere, este greșită. Plasele astăzi sunt extrem de moderne, sunt plase light, ușoare. Pe vremuri se spunea cu cât ai niște plase mai groase, da, acelea sunt mai bune că vor ține. Nu mai sunt valabile teoriile de genul acesta. Astăzi folosim niște plase ușoare, light, sau chiar plasele ultra-light de tip 3D. Evident, producătorii n-au stat pe loc. Zona inghinală este o zonă dreaptă, da? Da, noi, da. Noi și simulează profilul, nu? Noi introducem aceste plase sub forma unei țigarete pe care le desfășurăm și sigur că producătorii au venit inclusiv cu niște plase foarte moderne de tip 3D, gata, care ne vin cu o anumită memorie, da, pe care introducându-le sigur că vor prelua foarte rapid forma, le vom fixa cu niște capse rezorbabile. Lucrul deci nu mai stăm să scoatem fire după operație, da? Pe dinăuntru niciun caz ne putem propune asta, iar în exterior sunt niște fire, incizii, da, extrem de mici, micuțe, de 5 mm, două incizii de 5 mm sau și una de 10 mm. Deci, oricum, față de intervenția clasică, ce presupune și un câmp deschis și presupune, iată, mai mult efort. Sigur că nu se poate compara și spuneam ceva mai devreme, că în 30-40% din cazuri, în momentul în care ți intră un pacient cu o hernie inghinală, chiar dacă el nu știe, are o hernie bilaterală. Ori imaginați-vă diferența între o intervenție exact prin aceleași trei puncte să-l faci bilateral în același timp, care nu înseamnă nimic din punct de vedere al creșterii perioadei de internare, a perioadei de recuperare, versus ce ar însemna două incizii clasice, da, și cu recuperarea totuși complicată a unei intervenții standard. Așa este, vă mulțumesc tare mult pentru că ați dorit să veniți în emisiune și să abordăm acest subiect foarte interesant. Cred că i-am pus pe gânduri pe telespectatori, sigur o să vină să caute totul despre hernia inghinală, despre recuperare și așa mai departe. Și vă așteptăm și cu alte subiecte în continuare. Mulțumesc pentru invitație, sigur. Mulțumesc. Mai bine.